e prilejuită de apariția acestei cărți, la care am lucrat vreo 2 ani de zile, și a cărei sursă de inspirație sunt mesajele de tip spam pe care le-am recepționat pe adresa electronică. De fapt, au fost 3 adrese electronice, explic mai multe lucruri, dar nu fac spoiler, în intro, unde sunt câteva amănunte pe care și eu le-am aflat și am să le împărtășesc, care țin de etimologia denumirii spam, de istoria spamming-ului. E foarte, foarte așa interesant ce se întâmplă. Și într-o bună zi, având căutările astea experimentale, atât în muzică cât și în literatură, pur și simplu am avut așa un moment de mică luciditate. Petrec foarte multe ore în fața calculatorului de la Muzeul Țăran și zic, bă, spam-urile ar putea avea o miză literară. De ce? Vagabonții care încearcă să ne ofere 10 de milioane de euro, cum să zic, îmbârligându-ne cu niște demențe și nimicuri, încearcă să te facă, să te păcălească, prin ce? Prin intermediul unui text. Deci sunt niște scriitori, ție îți vin un text pe adresa aia. Sunt foarte interesant, că scriitorul nu-i departe, ar vrea și el un statut, ar vrea și el poate bani, cu toate și fraierește scriitorul pe alți oameni. De multe ori chiar m-am gândit la treaba asta, statutul de cultură, știi, sobră și nu știu ce, și trâncănerile care sunt nesfârșite în jurul fenomenului. Și zic, bă, ca în basmele românești, haide în buzdugane să ne batem. Adică eu scriu, ăia scriu, hai să vedem ce iese din interacțiunea asta. Nu mi-era clară o formă. Simțeam că cartea asta trebuie să aibă cumva ceva, nu puteam să înșir doar niște spam-uri pur și simplu. M-a bucurat introducerea asta, destul de consistentă, oarecum cu un ușor aer de eseu, dar mult spus. După care pur și simplu am luat spam-uri, le traduceam, am început să primesc spam-uri în română, care erau o capodoperă, pur și simplu, ăla chiar e experiment literar, pentru că probabil și le traduc prin motoare de-asta de traducere și ies niște demențe, pur și simplu, și râdeam de mă prăpădeam. Și la un moment dat am jonglat doar din titluri și cartea mi-am dat seama că se poate îndrepta cam către forma boleroului lui Ravel, știi, pas cu pas, încet încet se construiește câte ceva. Și din titlurile cu care jongleam, oarecum amuzante, am început să fac niște comentarii în timp ce, mă rog, în textul celor care îmi puteau spam-uri, ori cu caractere aldine, italice, ori cu, foarte oficial, cu nota autorului. Acolo râdeam eu de unul singur, astfel încât chiar cel care a făcut coperta, este un grafician al editurii, a modificat aici firma mașinii cu niște emoticoane care râd, pentru că le-am folosit mult în carte. Dar miza foarte mare a fost, și ea împlinește cumva cartea și o dezvoltă la sfârșit, să intru în legătură cu un spam. Și am un prieten foarte bun, care are o firmă de calculatoare, l-am întrebat ce aș putea risca, era totuși calculatorul pe care l-am pe lista de inventar a muzeului. Și zice, bă, nimic, nu descărca niciun fișier, nu-ți da date personale și cam atâta. Zice, vezi că de fapt corespondesc cu niște oameni foarte abili, care chiar tranzacționează sume importante de bani, las-o mai ușor chiar și cu gargara, cu miștourile, cu apropourile, eu plasam cuvinte de-astea toate picante în mesajul meu, ea nu pricepeau și le traduceau doar cu Google Translate și intru la un dat în legătură cu un spammer și este o corespondență stufoasă, ajung să corespondez cu niște bănci din Africa, din Burkina Faso, Ouagadougou, ăia tot puneau presiune să completez niște formulare, să... Și nu vreau să vă dezvolui mai mult, poate veți avea cu curiozitatea și răbdarea să o răsfăiți sau să o citiți. Dar a fost nebunie treaba aia și până la urmă îi pun capăt dintr-o ultima replică, așa care a fost, mă rog, destul de așa inspirată, mi s-a părut. Și cam asta este istoria acestei cărți. Ea leagă, de obicei am încercat cărțile mele să le prezint într-un context ușor mai amplu, pentru că sunt și muzician. Și atunci am inventat o poveste muzicală pentru fiecare carte. Și pentru că foarte mulți spammeri cretin că sunt din Burkina Faso sau din țări care aparțin coastei vestice a Africii, am făcut un program muzical inspirat din teme și motive culese din țări din Africa de Vest. Nu știu, Uganda, avem... mă rog, nici mai știu exact. Din Ghana, Togo și...
ajunge chiar și prin Africa de Sud. Și mi-am propus să vă citesc, cum se obișnuiește la o lansare de carte, ce două astfel de mesaje, de obicei le trag la sorți cu ajutorul unor numere de mașină. Azi când veneam dinspre Cluj cu mașina, am uitat pe autostradă, pe șosea, mi-am făcut trageri la sorți și au căzut două texte pe care vi le voi citi îndată. Mi-am luat aici, unul este la pagina 70. Asta se numește M-A-K-I, Maki. Dragă prieten, numele meu este Maki Tangza și sunt un banchier din Burkina Faso. Sper să nu-mi dezamăgești încrederea pusă în tine doar cu gândul de a face un bine familiilor noastre. Am așadar nevoie de ajutorul tău imediat pentru a-ți face un transfer bancar în contul personal. Este vorba de un depozit care a stat ani de zile în banca noastră fără ca nimeni să-l acceseze sau să se intereseze de el. Vreau să-ți trimit banii ca și când ai fi cea mai apropiată persoană de fostul nostru client care a decedat, deținătorul contului despre care ți-am scris deja. N-aș vrea ca această sumă să ajungă în trezoreria băncii noastre sub titlul de fond nerevendicat. Nota autorului, firește. Acesta este motivul pentru care te-am contactat. Te rog să păstrezi secretul acestei propuneri și să ștergi din corespondența ta acest mesaj. Nota autorului, exact asta voi face, dragă prieten, nu înainte de a te raporta ca phishing și a-ți da bloc. Aștept cât mai repede răspunsul tău. Salutări! Mesajul era urmat de un fragment redat prin caractere asiatice pe care le-am identificat a fi coreene, cu ajutorul serviciului Google Translate. Voma asta textuală era tradusă așa. Dragă prieten, numele meu este Maki și am o propunere de afaceri pentru tine. Dacă te interesează mai multe detalii, revin-o la mine. Respect. Și vă mai citesc unul din Tunisia. Sunt văduva domnului James Gupta, care a lucrat timp de 9 ani pentru ambasada Tunisiei din Burkina Faso. El a murit în anul 2014. Am fost căsătoriți vreme de 11 ani și nu am avut copii. Soțul meu a decedat după o suferință care s-a întins pe numai 5 zile. Dragă doamnă, de ce oare m-ar interesa pe mine toate astea? Oricum ar fi, observ și o subtilă nuanță numerologică în intervenția ei. 9 ani, 11 ani, 5 zile. Putem construi încet încet relația de recurență a acestui șir 9, 11, 5. La o primă privire se poate observa că membrul al treilea este egal cu un sfert din suma precedenților. A3 egal cu 1 pe 4 din paranteză A2 plus 1. Închid paranteză. În mod firesc, observația noastră ar putea genera și următorii termeni ai respectivului șir numeric. Să-l calculăm pe următorul, A4. Apoi să observăm dacă el va fi evidențiat în continuarea mesajului doamnei Gupta. A4 egal cu 1 pe 4 din paranteză rotundă A3 plus A2. Închid paranteza. Egal cu 1 pe 4 din paranteză rotundă 5 plus 11, închid paranteza, egal 16 pe 4, egal 4. Vom fi așadar ochi și urechi pe simbolistica cifrei 4. După moartea lui James, am decis să nu mă recăsătoresc. Soțul meu a reușit să economisească în bancă suma de $850,000. În prezent, acești bani sunt încă depuși la bancă. Recent, am fost diagnosticată cu cancer, iar medicul m-a informat că nu voi mai rezista decât câteva luni. Nota autorului 4. Peste toate astea am făcut și un accident vascular cerebral. Frate, dar cele mai înfloriți, ce sirop de telenovela abjectă, ce bezele cu ruș parfumat. Cunoscându-mi starea de sănătate, am decis să vă predau acești bani pentru a avea grijă de oamenii mai puțin privilegiați. De ce tocmai mie? Zău că nu pot înțelege. Vei folosi acești bani așa cum te voi instrui aici. Oho, văduvă stăpână caut sclav. Doamna Gupta ne va face imediat instructajul de zbor, exact ca la Tunis Air. S-auzim. Vreau să primiți 30% din totalul banilor pentru uzul personal. 70% din sumă vor fi bani folosiți în scop caritabil, pentru oamenii străzii și pentru orfelinate. Personal am crescut ca orfană, neavând aproape niciun alt membru al familiei. Fac toate astea pentru ca Dumnezeu să-mi ierte păcatele și să-mi primească așa cum se cuvine sufletul. Doar atât îmi permis să te întreb, Eliana. Pot să spun Eliana, nu-i așa?
Nu era oare mai potrivit să folosești întreaga sumă pentru acțiunile filantropice? Adică n-ar fi fost mai bucuros Dumnezeu dacă se întâmpla așa? Ce rost are să facem curul meu aproape o treime din moștenire? Doar întreb. Pentru mai multe detalii scriem la adresa electronică privată miselina201@gmail.com. Imediat ce voi primi răspunsul tău, îți voi pune la dispoziție contactul cu banca unde este depus depozitul respectiv. Sper să primesc mesajul tău în curând. Semnat Elina. Doar atât îmi permis să te mai săpâi? Păi, n-ai spus mai sus că te cheamă Eliana? Ai cumva probleme de memorie de la acel AVC? Niște regretabile scăpări de glavore? Astea au fost cele două mesaje. Pe scurt, cam asta e povestea cărții mele. Găsiți aici, dacă doriți, și acum...